ce ar fi? Mă numesc Paula Nicolescu Ghivirica, am 29 de ani și sunt din Piatra Neamț. 3, 2, 1, stai. Da, mami? Hai să vezi ce face mama. Paula, mama! E aici, mami? Ia uite ce face mama. Uiu, mama. Sunt mămică, da. Mămica unui copil de 1 an și 8 luni, de care sunt foarte, foarte, foarte mândră. Ce-ți face? Wow, ți-a făcut poză, mami? Nu, mamă, nu pânză bine. N-aș fi crezut veci că am să mă mărit și că am să fac un copil. Nu eram genul. Vreau să fiu ca Ina, ca Alexandra Stan. Visam să cânt pe vase de croaziere, visam să plec în tot felul de locuri luxoase și să cânt, să vin acasă la ei mei în vacanță, așa, o săptămână maxim, după care să plec iar. Dar s-a întâmplat ca Dumnezeu să ne dea minunea asta, ca eu să mă liniștesc o perioadă și să văd cam care sunt prioritățile în viața unui om. Și am văzut că al meu copil, care este exagerat de mămos, are mai multe nevoie de mine. Hai, mama. Vrei să te iubească? Nu suport să-l aud plângând. Prefer să stau cu el în brațe oricât ar fi. Până știam aici niște vase de sânge care se sparg, e foarte greu și... na. Da, mă, da, al nostru, ai dreptate, dar atât de mult stă după mine că am impresia că e doar al meu. Eu am cântat până în momentul, în săptămâna în care am născut, pe tocuri de 15 cm, dansând printre oameni. Nu se poate fără muzică. La noi în casă nu este închisă muzica niciodată, doar când facem nani. Deci, concluzia, nu pot să renunț la muzică. Faptul că am un copil nu mă oprește. Din contră, el e acolo cu mine și cântăm și ne strâmbăm în fața oglinzii și pupăm oglinda și plec plângând la fiecare eveniment. Pentru că mi se rupe sufletul când îl las acasă. Știu că rămâne cu tati, dar... na, avem și noi tabieturile noastre. Ne iubim seara înainte de culcare, ne jucăm, facem pe trenulețul și îmi lipsește, știi? When nobody knows who she is or what she wants from herself, from them all. Sper să mă lase fiul meu, ăsta e stresul meu, ți-am zis. Deci Marcian e number one pentru mine. Dacă el e bine, eu sunt foarte bine. Dacă el plânge, s-ar putea să cânt așa cu jumătate de suflet, știi? Sper să stea liniștit. Ha-ha! Bun? 3, 2, 1... Bună seara, domnișoară! Bună seara! Bună! O să te prezinți, te rog? Mă numesc Paula Nicorescu Ghivirigă și am 30 de ani. Și sunt din Piatra Neamț. Îmi pare rău că v-am dezamăgit. Și eu sunt supărată că am 30 de ani, da. A, de ce? Dar cine a zis că ne-ai dezamăgit? Nu, am auzit câțiva din public, fiind... Lasă-mă copiii în pace, ascultă! Lasă-mă papa la mare! Pot să spun că astăzi se dă examenul vieții mele, știi? Am venit să văd dacă mai e loc pentru mine sau stau liniștită și cresc copilul acasă. Da, vreau un pic mai mult. De ce? Ca să fie fiul meu mândru de mine când o să fie el mare bunăciune și o să fiu o babă. Zic că, bă, mama mea cândva a fost cineva, știi? Sunt mămică de 1 an și 11 luni. Felicitări să-ți trăiască. Fată sau băiat? E băiețel și este foarte mămos. Marcian se numește. Marcian. Mi-am dorit foarte mult să-l am aici cu mine, dar nu am reușit pentru că vrea doar la mine în brațe și dacă l-am luat în brațe trebuie să ies sau să-l las pe scenă la beculețe, ceea ce n-am reușit până acum, când am avut voie. În rest, mai cânt când mai pot. Okay. Și abia aștept să vă cânt dumneavoastră și sper să o fac bine. De o superbă relevanță prezentarea și mult succes când ești gata. Mulțumesc! Dau un semn!